Salutare, stimați prieteni și abonați! Astăzi, pe masa de lucru, avem acest difuzor de înalte de la Velie 212. Un abonat de al nostru l-a trimis la reparație din Germania. Vizualizând filmulețele care au fost prezentate anterior cu reparația acestor membrane de la aceste înalte și rezultatele cu succes care s-au primit, și iată, a decis să ne trimită la reparație acest difuzor de înalte care urmează demontarea, verificarea și înlăturarea problemei existente. Menționez că înalta funcționează bine, doar că la un moment dat, în perioade de timp neașteptate, se deconectează, apoi se conectează repetat. Deci, teoretic, ar fi problema undeva la întreruperea sârmei pe înfășurări. Am extras membrana. După cum observăm, aici nu avem inscripțiile și barcodele de la producător, nu înțeleg de ce. Și paradoxul cel mai important. Din experiența și practica mea, această membrană nu este originală de la producător. Deci este ceva contrafăcut. În primul rând, deci nu avem inscripțiile de la producător, data producerii, ora și multe alte momente care se notează manual de către producător. Și mai e ceva. Deci membrana aceasta, când a fost contrafăcută, nu au fost prevăzute de către uzina aceste găuri, orificii. Deci una aici avem și una avem lateral. Deci așa, observăm, ele nu au fost prevăzute de către producătorul care a produs această membrană contrafăcută și observăm că cineva le-a găurit manual. Deci aici observăm și observăm și aici. Așa. Deci aceste găuri s-au realizat pentru aceste cuie de fixare. Așa? Deci nu pot să înțeleg. Nu vine a crede că ar putea fi ajuns în Germania o membrană contrafăcută de la Electrovoice, în D6. Deci asta este realitatea. Oricum ea este defectă, urmează să o reparăm. Deci după cum se observă, sârma este din aluminiu, dar oricum nu este originală. Asta este realitatea, cu părere de rău. A fost reparat cu succes această membrană și bobină de la acest difuzor de înalte. Totul este funcționabil, urmează să o amplasez, să o montez. Iată așa arată. S-a primit totul bine. A fost reparat cu succes. Și chiar dimineața o trimit spre Germania la proprietar. În același context, vă spuneam anterior că nu este originală. Este o copie a acestei bobine originale de la Electrovoice în D6, dar aici am alături o membrană originală, deci iată așa. Deci diferența este și se vede. Aici avem o copie și aici avem originalul. Ce mai găsim pe original? Evident că avem inscripțiile necesare de uzină. Nu știu dacă se va vedea, însăși firul cum arată, deci însăși înălțimea și tipul firului, deci nu tipul, dar culoarea sârmii care a fost folosită, iată aici așa avem. Și aici avem, iată așa, se observă că aici este sârmă mult mai multă și este pur și simplu un fir de aluminiu. Aici observăm că este mai puțin, deci asta este originală și este folosit un fir special. Deci este secretul producătorului până la urmă. Ambele sună diferit, era și logic. Deci aici avem originalul și aici avem neoriginalul. Evident că aici avem un sunet mult mai calitativ, mult mai pătrunzător și cu altă calitate. Aici, așa. Să nu spună cineva că nu avem înalte. Asta-i. Sănătate tuturor și numai bine.
Ca la final de fiecare dată, o mică testare pe bază de sunet.